Sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Papillon, semnat de Henri Charrier, roman apărut în anul 1969 și la noi tradus la editura Adevărul. Papillon de Henri Charrier este un roman autobiografic unde autorul își descrie viața începând cu un eveniment care are loc în anul 1931. Învinuit de autorități că și-a omorât un prieten, Henri Charrier, supranumit și Papillon, datorită tatuajului sub formă de fluture pe care l-are pe piept, este condamnat la închisoare pe viață și exilat din Franța. Ajuns în Guiana franceză, alături de alți condamnați, Henri Charrier se trezește în una dintre cele mai groaznice închisori din acea perioadă, o închisoare situată pe insula Diavolului. Aici, autorul decide că nu își va petrece restul vieții în aceste condiții și pune în aplicare un plan de evadare. Romanul semnat de Henri Charrier cuprinde 14 ani din viața autorului, ilustrând cu lux de amănunte atât viața de condamnat, cât și împrejurările în care se trezește protagonistul de-a lungul acestor ani. Cartea acoperă mai multe evenimente, oferind detalii despre societatea vremii. Astfel, cititorul află despre insula diavolului și despre tratamentele inumane pe care le suferă oamenii de acolo. Indiferent de sentință sau de gravitatea crimei comise, toți condamnații de pe insula diavolului sunt tratați inuman, iar guvernul francez închide ochii în ceea ce privește lucrurile care se întâmplă departe de continent. Fie că este vorba despre un nou plan de evadare, altercațiile dintre deținuți sau noi societăți băștinașe pe care le cunoaște autorul, romanul te captivează prin stilul în care este scris. Dacă la început mi se părea că acțiunea stagnează, după primele 100 de pagini totul a devenit mult mai interesant. Apar tot felul de situații bizare sau chiar amuzante, iar personajele pe care Papillon le întâlnește pe parcurs au rolul de a contura lumea în care se trezește protagonistul. Romanul semnat de Henri Charrier este o carte despre aventură, curaj, camaraderie și inventivitate într-un mediu unde nu există loc pentru prietenie, căldură sufletească sau speranța zilei de mâine. Autorul știe să atragă cititorul cu poveștile pe care le țese și ești atent pagini la rând la tot ce se întâmplă cu protagonistul. Deși până la moartea sa autorul a susținut că acest roman este unul autobiografic, pe parcursul timpului au apărut tot felul de dovezi că lucrurile nu stau chiar așa. O parte dintre povești sunt inventate, iar o parte sunt preluate din lucrurile care s-au întâmplat altor oameni pe aceeași insulă. Cu toate acestea, chiar dacă veridicitatea evenimentelor nu poate fi stabilită 100%, din punctul meu de vedere, Papillon este o carte interesantă și a supraviețuit vremii. Recomand romanul admiratorilor literaturii franceze și cititorilor care vor să lectureze o carte de aventură, unde inventivitatea umană se manifestă în cele mai vitrege condiții. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!